Primăria municipiului Câmpulung a achiziționat un utilaj pentru curățenia parcurilor, piațetelor și trotuarelor din municipiu. În parcul Crețulescu, în prezența conducerii ADP și a administrației locale, s-a făcut prima demonstrație a utilajului achiziționat. De marți, acesta își va începe activitatea în parcurile din municipiul Câmpulung. Și utilajul care este defect va fi dus la reparat și din această primăvară, pe străzile municipiului, vor fi văzute la treabă toate cele trei utilaje pe care ADP-ul le deține.